Despre ultimele zile ale lui Ceaușescu s-au scris cărți, s-au făcut filme, iar la sfârșitul fiecărui decembrie toate televiziunile organizează dezbateri. Cu toate acestea, nu încetăm să descoperim lucruri noi. Așa cum pe teatrele de război oamenii obișnuiți reacționează neașteptat în situații limită, așa am descoperit noi, dintr-o relatare mai puțin cunoscută, modul dual în care erau obligați oamenii să-i trateze pe ceaușești în zilele nebuloase ale Revoluției. Ilie Petre Știrbescu este omul de care a atârnat câteva ore soarta Revoluției Române. Întâmplarea a făcut ca, în ziua fugii ceaușeștilor, aceștia să iasă în cale în fuga lor de iureșul revoluționar. În fața lor, un cetățean își spăla mașina. Se numea Petre Petrișor. Acesta a observat că se îndreaptă cineva spre el. Era un ofițer de securitate care i-a spus să-i ducă pe tovarășul președinte și pe tovarășa Ceaușescu la Târgoviște. El a rămas surprins și a zis în ultima instanță să-mi anunț soția. Soția lui spăla rufe în curte. Dragă, să știi că plec la Târgoviște. Și ce să cauți? Și uitându-se mai atentă, văzând că în mașină se urcau Nicolae și Elena Ceaușescu, a trebuit să tacă din gură, a pornit mașina și au pornit spre Târgoviște. Practic, din clipa aceea, în interiorul mașinii începe un joc bizar, în care rolurile se schimbă permanent. Basecuristul împreună cu noul șofer luat de pe marginea străzii sunt gardienii celor doi, ba primesc ordine de la aceștia, ordine pe care le îndeplinesc fără să crâgnească. Văzând Elena Ceaușescu că se apropie de ei, oamenii cu mături în spate, cu lopeți, cu târnăcoape, le-au făcut impresia, erau țigani din ăștia care lucrează la IGO și s-au speriat de ei și a dat ordin șoferului, adică lui Petrișor, să pornească mașina. Și au plecat către podul Mihai Bravo, oprindu-se acolo la hotelul partidului. A găsit porțile închise, au fost văzuți din nou de cetățenii care se deplasau în zonă și l-a chemat repede pe șofer să pornească mașina și înainte să pornească, Elena spune: ne duci și la Mănăstirea Dealul sau la Mănăstirea Vihorâta? Nu, zice Ceaușescu, deci el a avut ultimul cuvânt de spus, ne duci la cea mai apropiată pădure. Și atunci Petrișor, cunoscând mai bine pădurea Priseaca, i-a traversat undeva prin cartierul Micro 4, Micro 5 și autogară actuală Ronlux până a ajuns la protecția plantelor. La protecția plantelor de la Târgoviște, până într-o anumită clipă, cât de revoluție era la Timișoara, Sibiu sau București, acolo era o zi de vineri obișnuită. Intră înăuntru Petrișor și ciocăne la o ușă, unde se afla inginerul Șeinescu și cu șefa contabilă. Ce-i cu tine, Petrișor, ce cauți? V-am adus niște musafiri. Ce musafiri? Când observă că în ușă apare Nicolae și Elena Ceaușescu, au rămas surprinși și îi poftește în biroul director. Între timp, Șeinescu a anunțat la Inspectoratul Județean al Ministerului de Interne că Nicolae și Elena Ceaușescu i-a adus și se află la protecția plantelor. Comandantul miliției județene, colonelul Dureci, îl găsește pe sergentul major Enache și pe plutonierul Paise și le transmite acestora să ducă să-l preia pe Nicolae și Elena Ceaușescu că se află la protecția plantelor. Dar mai în secret. În continuare, filmul acțiunii devine chiar film de acțiune. Milițienii din mașina cu Ceaușescu, care primiseră ordin să ia pe cei doi, încep să primească ordine de la Ceaușescu, în timp ce colegii lor care îi urmăresc se pomenesc de cealaltă parte a baricadei față de cei alături de care plecaseră în misiune. Ceaușescu, fără nicio răsturnare de situație, începuse să dea ordine în mașină, așa cum era învățat, iar oamenii îl ascultau fără să-și dea seama că ostaticul preluase comanda. Au căzut de acord și au mers către mașină, s-au suit în mașină, între timp a sosit Ciaro cu ceilalți trei milicieni care au plecat din inițiativa lor. Deci ceilalți trei n-au fost trimiși de nimeni. Și Aro o ia înainte, Dacia după el. Ajuns și în intersecția care duce spre combinatul de oțeluri speciale,
Ceaușescu le transmite să nu continue să meargă după mașina care se află în față, să iei imediat la dreapta. Mașina Aro s-a dus înainte spre Ronlux, Ceaușescu o ia spre combinatul de oțeluri speciale. A ajuns și în intersecția de la Bigu de la Oțelărie și Fabrica Victoria, a intrat pe culoarea semaforului roșu sau galben, cam așa ceva, și au fost totuși observați de un grup de tineri. Și au început să urmărească mașina în care se afla Nicolae și Elena Ceaușescu. Au fost ajunși de mașina în care se afla șoferul Ciobanu, și lovește mașina în care se afla Nicolae și Elena Ceaușescu în partea din spate, se ridică portbagajul, mașina în care se afla Nicolae Ceaușescu face un viraj către dreapta, către bordură și înfrânează, nu știa ce se petrece, Ceaușescu întreabă ce s-a întâmplat, ne-a lovit o mașină, dă-i drumul înainte, mașina se mai repede o dată pe partea în care se afla Nicolae Ceaușescu să-i mai lovească. Îi intre Ilicea în radiator și nu-și mai poate continua urmărirea. Ceaușescu spune continuați drumul înainte. A traversat intersecția care duce la spitalul din Rondul astăzi, sensul giratoriu, și a ieșit pe la magazinul Mistrețu, Casa de Cultură, Palatul Administrativ, magazinul Muntenia, Piața 1 Mai, a văzut revoluția pe viu. Astfel au decurs ultimele clipe de quasi-libertate ale ceaușeștilor. Dacă la Timișoara sau București luptele se dădeau între unii și alții, aici lupta se dădea în sufletul unor oameni simpli, pe umerii cărora căzuse brusc o greutate prea mare. Ilie Petre Știrbescu se întorcea de la livada pe care partidul i-o făcuse una cu pământul când a auzit de revoluție. De acasă și-a luat copiii și s-a dus la Revoluția din Târgoviște, despre care poate nu am fi aflat nimic fără execuția celor doi dictatori. Acolo era prins mai mult între tineri, când milițienii și securiștii asediați de mulțime au acceptat să ducă tratative. L-au remarcat pe el, fiind mai matur. Așa a intrat în sediu, și așa l-a întâlnit pe Ceaușescu. Oficial, când l-a întâlnit atunci pe Neanicu, acesta era încă președintele Republicii Socialiste România. Când s-au despărțit, Ceaușescu avea statut de acuzat. Unde intra Ceaușești? Ce vedeți că e în birou de alături. Adică în birou comandantului miliției județene. Mă îndrept către birou indicat de soldat și de oficerul de miliție. El își continuă drumul către securitate, deci pe ușa pe care făcea legătura între securitate și miliție, iar eu intru în birou, ciocăl la ușe, dau bună seara, mi se răspunde, într-adevăr era Nicolae și Elena Ceaușescu, un socit, ulterior am aflat cum se numesc cei doi suboficeri de miliție, Enache și Paise, noi îi cunoșteam. Și, domne, sunt trădat de elemente din afara graniței. Știți și dumneavoastră ce se petrece la București, la Timișoara? Zic, știu, tovarășe președinte. Între timp ușa se deschide și apare pe ușă un capitan de la armată, Bobochion, însoțit de locotenent colonel Conț de la miliția județeană Dâmbovița. Dă bună seara, li se răspunde, le spune și lor că este trădat de elemente din afara graniței. Locotenent colonel Conț ne privește, ne așezăm așa în linie în fața ceaușeștilor. Ceaușeștii se afla cu spatele către bulevard și ne despărțea o masă mare neagră, un birou mare. Și spune că e bine să facem o percheziție, mi se adresează mie ca reprezentant al revoluționarilor. Pe la spatele capitanului Boboc și cu mâna așa la gură, să nu observe Ceaușești, sunteți de acord să le facem o percheziție? Eu zic da. Ceaușescu ne observă. Cine sunteți voi? Să mă arestați voi pe mine. Că în momentul declanșării percheziției este și momentul arestării. Sunt președintele vostru, sunt comandantul vostru suprem, sunt secretarul vostru general. Cine sunteți voi, să mă arestați voi pe mine? Să recomandă, mă numesc locotenent colonel Conț, de la miliția județeană Dâmbovița. Dânsul se numește capitan Boboc Ion, de la unitatea militară 01378. Iar dânsul se numește Știrbescu, iar dânsul Ionescu sunt reprezentanții Revoluției.
Ceaușescu rămâne surprins. Eu sal capul peste capitanul Boboc, fiind mai scurt ca mine, și mă adresez locotenentului colonel Conț și celor doi suboficieri de milicie. Treceți la percheziție. Este momentul în care soclul dictatorului pârâie și crapă prin toate colțurile. Cu greu lui Nicolae și Elenei le vine să creadă ce li se întâmplă și mai ales că sunt tratați proletar, de la egal la egal. Ilie Știrbescu este practic primul civil care îl trage la răspundere pe Ceaușescu pentru tot ce a făcut, ca un adevărat acuzator public. Ceaușescu își frământă mâine, se uită pe tavan, neagră stâmpă, se uită la ceas, la un moment dat ni se adresează. De ce m-ați adus aici copii? Răspund eu că eram mai în vârstă. Zic, pentru cele bune și cele rele făcute de tovarășe președinte, ce anume am făcut? Zic, vă spui imediat. În primul rând ați ordonat să se tragă la București și la Timișoara, unde s-au omorât demonstranți și oameni nevinovați, care și copii, și care nu participaseră efectiv la manifestații. Nu este adevărat. Cum nu este adevărat? Zic, dumneata, în calitate de președinte, de secretar general, de comandant suprem minci, dumneata n-ai voie să minci, dumneata trebuie să spui adevărul. Zic, securiștii dumneavoastră trag și momentul de față în capitală. Păcat că am televizorul în camera de alături, că v-aș fi arătat pe viu să vedeți ce ați fost în stare să faceți din țara asta. Și dacă au tras și trag securiștii, înseamnă că și-au făcut datoria. Și-au făcut datoria, e să știți că eu sunt comunist, că eram membru de partid. Și toți care sunt în sediul la ora actuală sunt membri de partid. Și noi n-am fi tras în propriul nostru popor. Dacă ești comunism, ești un trădător. Trădător? Trădătorul cui? Pe cine întrădezi? Întrădezi țara? Întrădezi poporul? Zic nu. Te trădezi pe dumneata care ne-ai trădat pe noi toți. Rămâne surprins. Își frământă mâine, se uită pe tavan, n-avea stâmpă, se uită la ceas. La un moment dat, spune-mă, și ce-am mai făcut? Ce-ați mai făcut? Vă spui imediat. Ați lăsat poporul fără mâncare, fără căldură, fără lumină. Pentru ce chiniți poporul în felul ăsta? Zice, da, este just, este adevărat. Am fost obligat să o fac. De ce? Am cumpărat petrol și gaze din URSS. Și am convenit în schimbul acestora să dau carne și alte alimente. Și din cauza rușilor sunt în momentul de față. Eu, acum, aici, între voi, așa răspicat. Eu n-am făcut nimic, mă, pentru țara asta, pentru târgoviștea asta voastră. Aici am fost arestat în ilegalitate. Aici v-am făcut combinatul ăsta siderurgic, platforma asta industrială. Și aici am fost arestat și în ilegalitate. Și asta e răsplata, mă, care mi-a acordat voi mie. Da. E just, este adevărat ce spuneți. Dar eu v-am spus de la început că sunteți aici pentru cele bune și cele rele făcute. Pentru cele bune o să fiți elogiat, iar pentru cele rele trebuie să dați socoteală în fața poporului. Gândirea noastră a fost să-l judece poporul. Așa a fost gândirea noastră în momentul ăla. Intervine Elena. Ha, ai văzut dumneata oameni morți de foame? Doamne, este adevărat, oameni morți de foame n-am văzut. Dar, în schimb, oameni rozând doase am văzut. Ce spune-mă și ce am mai făcut? Ce ați mai făcut, vă spui imediat. Ați ordonat demolarea satelor și orașelor. Ați luat pământul oamenilor până la spatele caselor. De ce, ca poporul, ca oamenii să nu mai aibă cu ce trăi, să ridică pe fotoliu și vine cu pumnul strâns la mine să mă rugască și spune, bă, ce sate am demolat și cu mâine să mă strâng așa de gât. Eu sal mâine să mă apăr și îi spui, liniștiți-vă, mă gândesc și vă spui imediat. Dar Dumnezeu mi l-a făcut o stană de piatră și n-am mai avut cui să-i spui. Am început să caște gura, să facă cu mâine așa și nu mai avea aer să neca. Privită istoric, Revoluția Română este revoluție din punctul de vedere al celor care se referă la schimbarea regimului. Din alt punct de vedere, a fost o revoltă. Există și voci care susțin varianta loviturii de stat. Dar toate aceste abordări păcătuiesc prin generalizare. Adesea, istoria omite natura umană, oferind cinic doar date și fapte. Dar în final, adevărata istorie se scrie, din păcate, cu lacrimi, sânge și suferințe omenească. Ilie Petre Știrbescu este, din acest punct de vedere, primul revoluționar care l-a înfruntat de-a dreptul pe Ceaușescu. Mărturia lui vine și confirmă portretul dictatorilor. Cinici, aroganți și cu mintea în alte sfere, erau foarte capabili să facă rău, dar incapabili să înțeleagă prezentul.